Dacă am avea cumva la îndemână posibilitatea de a investiga în detaliu mecanismele care propulsează însă și umanitatea și de a mă aduce totodată până la aproape de esența sa, vom înțelege că tot ceea ce ajungem să fim în această lume și mai ales tot ceea ce vom lăsa în urmă atunci când vom pleca către țărmurile de dincolo, se rezumă la numele bun, la reputația pe care am construit-o cu trudă și nu oricum, ci prin faptele bunătății, fapte zilnice pe care le-am orientat în general către ceilalți și nu neapărat către noi înșine, așa cum am avea tendința să credem. E bine, marșând pe aceeași idee, Marele Împărat al lui Israel, Solomon, a caracterizat idealul suprem al vieții omului simplu printr-un deziderat ușor de înțeles, și anume, citez, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul sau decât argintul. Am încheiat citatul pe care l-am cules din Cartea Proverbelor, capitolul 22. În ceea ce ne privește, pentru că am învățat arta aceasta de ochiat a iubirii de sine, o știință care ne îmbie să trăim clipa pentru noi în cine, fără să ne mai pese de ceilalți, fără să mai investim dragoste, bunătate, empatie sau compasiune pentru ceilalți, ne-am decadrat așadar de pe această idee a unui nume bun construit prin modul în care ne raportăm la oamenii în nevoie, la ceilalți și nu la noi înșine. Fără să ne dăm seama, ne-am compromis în această direcție în care, punându-ne pe noi înșine la loc de cinste, în detrimentul celorlalți, ne-am ciopărțit și ne-am erodat cu bună știință acel nume frumos pe care ni l-a lăsat Dumnezeu și anume apelativul de copil al cerurilor, de prinț sau de prințesă în regatul cerurilor. Înțelegând așadar astăzi nevoia aceasta de schimbare în mentalitatea deficitară și anume a atitudinii pe care o avem atât față de noi în cine, dar mai ales față de ceilalți, nu ne rămâne decât să ne motivăm cu toții să trăim viața așa încât toți aceia care ne înconjoară privindu-ne cu atenție și observând loialitatea față de Dumnezeul nostru și față de slujitorii lui să-și aducă și ei aminte de bunătatea divină atunci când vor fi la nanghie. Desigur că Pornind la drum pe această cale a sfințirii și a perfecționării continue, ne vom împiedica și poate că vom cădea de multe ori. Sau vom fi împiedicați și împinși în jos de aceia care păreau a ne fi aliați. Tot ceea ce vrea însă Dumnezeu de la noi este să facem cinste numelui de copil de Dumnezeu și anume să manifestăm bunătate în orice circunstanțe, oricând, oriunde. Pentru că doar aceasta ne va da farmecul divin. Doar aceasta va conferi numelui nostru farmecul și frumusețea pe care doar Dumnezeu o poate emana. Acolo unde ești, așadar. Nu uita, un nume bun, un nume al bunătății face mai mult decât toate comorile lumii. Un nume bun este mai de preț decât tot aurul și argintul acestei lumi. Manifestă bunătate, manifestă dragoste și compasiune pentru semeni și îți vei înnobila nu doar sufletul tău, ci și pe la celora care vor privi cu atenție la mersul tău în această lume. Fiți binecuvântați!